ridicare la picioare, pe noastră și a poporului român, prin noastră să ridică un popor picioare și așa nu este bine să stăm cât mai bine. De aceea, pentru că avem sfinți care s-au rugat pentru noi, preasfinția voastră frumoasă a fost canalizarea Sfântului Ioan Iacob Rămânu, n-am să o niciodată, chiar dacă și noi astăzi, aș spune că este evenimentul numărul unu la care m-am predicit și încă Sfinția voastră, preasfinția voastră și atunci preoastră să fiți, să fim acolo. Dați-mi voie, pentru că vă iubim și vă respectăm foarte mult, să vă cântăm cea mai frumoasă preceasă din Ardeal, că este Sfântul Ioan Iacob Rămânu, care se numește sub milostivirea ta, închinată Maicii Domnului. Să o cântăm așa frumos cu dumneavoastră, nu o cântăm altărenești, o cântăm românești, da? Să o cântăm duios, spre voi. Vă arătați vocele cu toții, vă rugăm din suflet. Eu să și recit ca să puteți știe versul din minte, de acord, facem acest exercițiu în metru an, spunem noi, și dar și mai cu cont de încoară. Colegul nostru de rubrică, așa ne vor cele frumoase, tot din mediaș, din mediaș, trei dintre colegii noștri, va interpreta, dar la un son. Spre Sfântă Maică și Fecioară, vedește-te să Sfântului meu, tu ești a mea și Măcitoare, la milostivul Dumnezeu și mai departe, da? Poftiți! Prea Sfântă Maică și Fecioară, vedește-te să
o mică poveste va fi spusă de către domnul Sorin Popa.